Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit specialiștilor din weekendul viitor, valul de căldură va reveni în majoritatea zonelor din țară valul timpuriu de caniculă care a bătut recorduri de temperatură în vestul Europei ajunge și în România. Specialiștii ANM citații de Digi24 avertizează că de săptămâna viitoare temperaturile vor depăși 35 de grade Celsius, întâi în vest, apoi în întreaga țară. În vestul Europei temperaturile sunt deja insuportabile. În Franța, în special, dar și în Spania și alte țări vest-europene, este un weekend sufocant care are toate șansele să depășească recordurile de temperatură pentru luna iulie. Recordurile de căldură au fost doborâte deja în cel puțin 11 regiuni, unde au fost înregistrate peste 40 de grade Celsius. În Spania, incendiile de pădure declanșate pe fondul temperaturilor ridicate au mistuit aproape 9000 de hectare de teren în regiunea Sierra de la Culebra din nord-vestul țării, forțând aproximativ 200 de persoane să își părăsească locuințele. Probleme sunt și în Italia. Mai mult Multe orașe din nordul țării au anunțat raționalizarea apei, iar regiunea Lombardia ar putea declara stare de urgență, deoarece o secetă record amenință recoltele. Experții au subliniat că temperaturile ridicate sunt rezultatul schimbărilor climatice accelerate.